salutare. E ora 2 noapte fraților. Iar derbedește ascultă manele populare Florisa Lama. Și ce naiba mă se mai ascultă? Iar eu nu pot să dorm din cauza lor. Mai, dar oamenii se simt bine, frate. Problema că nu se simt bine, problema că e 2 noapte. Iar noi trebuie să dormim la ora asta. Muzica se aude din partea din care filmez eu. Chiar tot la blocul din care. Știu eu că poate e ziua unui. Dar putea să organizeze la un restaurant ceva. Că se va liniști România, frate, de prostie, ipocrizie, manelarism și alte chestii de genul ăsta, frate. Când ne vom liniști, bă? Când ne vom lăsa, bă? Ne mai mirăm că România e în starea în care este. Încerc să nu-i jur pe ăștia, frate. Trebuie să fiu cât mai calm. Doamne, Doamne, ce să... Dacă era 12 noapte sau 11 noapte, mai era tolerat. Dar nici măcar atunci. Tocmai la 2 noapte ascultă ăștia manele și ce naiba mă se mai ascultă. God bless. România is not normal. România is not civilization. Și mai zicem că suntem noi creștini, că mai suntem noi nu știu ce. Doamne, 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 ce țară, Doamne. Ok, sunt Andrei de la Actualitatea Ortodoxă. Însă am văzut până acest videoclip să-mi exprim dezamăgirea de cucalarismul care e în România. Și că mai suntem noi creștini, mai credem noi în Dumnezeu. Păcat că satana se manifestă cu astfel de chestiuni. Manelele sunt satanici prin felul lor de a fi. Vă dați și voi de seama de ce spun asta. Ok. Doamne ajută, fraților. Slujba crucii și a neamului românesc. Să luptăm în continuare. La revedere.